Paște, unul dintre cele mai frumoase evenimente de anul trecut, poate chiar cel mai frumos desfășurat dincolo de granițele țării în America, a fost nunta celebrului Gheorghe Gheorghiu cu Gabriela, o femeie puternică, o femeie care îl completează pe Gigi Gheorghiu, care cu sufletul lui de artist avea nevoie de o femeie pe picioarele ei, organizată. Astăzi avem câteva imagini de atunci, o poveste foarte frumoasă și cei doi își trăiesc în continuare povestea acolo în America, pentru că pe Gigi Gheorghiu acum îl găsim la Detroit, iar pe Gabriela, soția sa, iată, vedem aici imagini cu Bebe Micu, cu doamna Dragomiroiu, nașii lor prea iubiți și grozavi. Prin urmare, pentru dumneavoastră, o super exclusivitate, îl vedeți acum pe Gheorghe Gheorghiu alături de Gabriela. Acum știu că sunteți în orașe diferite, vă puteți saluta unul pe altul dacă doriți și dacă aveți ceva important, ai făcut o cumpărătură, ceva, chiar puteți să spuneți acum, bun găsit doamnă, la mulți ani în primul rând și la mulți ani și ție, Gigi. Da, mulțumesc mult! E o chestie de legătură pe care nu am înțeles-o. Eu v-am dat numărul de America să mă sunați și m-ați sunat pe cel de România, dar acum lăsați-o așa. Da, sper să nu-ți facem pagubă foarte mare, dacă nu ne trimiți nota de plată, să nu fie prea mare. Nu e vorba de pagubă. Problema este că eu nu vă văd foarte bine. Vă văd... Gigi, arăți superb! Nu vă văd foarte bine, dar vă văd cu ochi buni. Și eu, noi pe tine arăt superb. Uite, îți poate spune soția că ești absolut fermecător ca de obicei. Doamna Gabriela. Acolo e soția mea? Da, ea este pe partea cealaltă, da. A, ce frumoasă e, nu mă așteptam. Păi da, tu ce credeai? Nu știai, sigur că știai. Sărumâna, felicitări la mulți ani, doamnă. Cum a fost acest prim an alături de acest bărbat cu totul și cu totul special? Evident că legătura... Da, o să o vedem imediat pe doamna Gabriela, care se află alături de noi. Imaginea mai intră puțin în stil, cum se spune. Până atunci, Gigi, la mulți ani pentru un an de căsnicie. O să o vedem imediat și pe soția ta. Cum este? Cum ați sărbătorit? Ce ați făcut? Păi, cred că ea a sărbătorit la ea la restaurant, iar eu am sărbătorit aici, în turneu cu colegii. Asta e soarta voastră, a președinților, cum se spune, a cântăreților, în sensul în care nu poți și tu să stai cu nevasta să sărbătorești, că trebuie să fii la treabă. Avem timp, pentru că plecăm într-o croazieră de revelion. Ziua mea o să o fac pe vapor, pe un vapor de croazieră. Plecăm prin Bahamas, prin mai multe insule, împreună cu doctorul Alexie și cu... Salutăm pe prietenul nostru. Prieteni. Da. Să rămână, doamnă. Vă pupăm cu drag și vă mulțumim că ați intrat alături de noi. Noi nu o auzim. Nu știu dacă o auziți. Nu o auzim, poate reușim să o auzim. Cred că e o chestiune. Vezi ce greu se ajunge la soția ta, măi, Gigi, măi. Se vede că e o femeie cu totul și cu totul specială, nu-i așa? Să rămână, ne auziți? Eu vă aud, da. Uite că și-a revenit. Ai vorbit destul, acum vorbește nevasta ta. Să rămână, doamnă. La mulți ani încă o dată. Povestiți-mi, vă rog, acest prim an de viață alături de Gigi. Cum sunteți? Cum e totul? Vă rog să ne spuneți. Da, mulțumesc mult. A fost un an foarte bun pentru mine și chiar vă spun sincer că sunt fericită. Am un bărbat foarte bun, foarte respectos și niciodată nu m-am așteptat să am așa o căsnicie fericită acum la vârsta asta. Doamne, la o vârstă... M-am așteptat bine. E adevărat? Doare că suntem în frage de tinerețe, cum se zice, în frage de pubertate. Da. Așa este. Da. Întotdeauna Gigi vine cu zâmbetul pe buze. Gigi este un suflet extraordinar și poate că și pentru tine, Gigi, a fost la fel. A trebuit să treci prin atâtea vicisitudini ale vieții ca să o întâlnești pe Gabriela atunci când viața e mai lină cumva, dar trebuie să fie și mai liniștită. Eu nu am trecut prin multe vicisitudini, cum spui tu. Eu am avut o viață foarte frumoasă. De când mă știu eu, m-am născut în vacanță, așa vreau să și termin tot în vacanță.
Așa. Așa, soția mea este un om înțelegător, este... Vreau să spun că sunt împlinit, sunt fericit și foarte, foarte mulțumit. Îi mulțumesc mult Gabrielei pentru norocul peste care a dat peste mine, pe capul meu. Foarte frumos. Ce ziceți, doamnă? Da, foarte frumos. Adică, ce să zic, și eu sunt fericită, mulțumesc lui Dumnezeu că ne înțelegem bine, suntem sănătoși, ne ajutăm, avem o viață frumoasă și sper să fim fericiți mulți ani de acum înainte. Înțeleg că Gigi este un bărbat foarte, cum să zic, maleabil așa. El, poți să discuți orice cu el, plus că noi am fost prieteni foarte buni și ne cunoaștem foarte bine, ne respectăm. Adică contează foarte mult asta, să te respecti. Mai zi. Și unul la altul. Mai spune. Mai spune. Da. Să știți că un bărbat, să știți, extraordinar de bun și chiar nici nu mă așteptam. Ai văzut, Gigi, era nevoie să vină Gabriela ca să ne arate cum ești tu, de fapt, dincolo de aura asta a ta de veșnic în vacanță, de fapt ăsta ești. Ce spune Gabriela, nu? Da, chiar, eu recunosc. Aie, foarte frumos. Doamnă, înțeleg că el este tot timpul în vacanță. Cineva trebuie să fie și la muncă. Știu că aveți o afacere foarte frumoasă acolo. Prin urmare, lucrurile se împart în mod armonios în familie, nu? Să știi că ai înțeles foarte bine. Da, știi ce se întâmplă? Și el are foarte multe concerte, turnee și tot. Eu sunt foarte ocupată și când e aici la New York, nici nu prea avem timp. Dar așa, noi vorbim zilnic, ne vedem, am fost în România, a fost frumos, ne-am întors amândoi înapoi. Acum termină turneul, vine la New York, o să stea până trece iarna. Aia-i treaba. Tot în bârlog acasă cu soția ei, bine, Gigi, tu cu toate turneele. Da. Așa este. Bun. Bineînțeles. Mi se pare corect. Vreau să vă întreb ceva, doamna Gabriela. Cum este el când este... Pentru că el este evident un romantic, asta se știe, de asta s-a născut în vacanță. Muzica lui, stilul lui, el este un tip romantic. L-am văzut pe plajă, cum roiau toți turiștii pe lângă el, ca să nu spun doamnele că nu-i frumos, că nu erau și doamne. Așa. Așa, da. Deci, cum este el când e acasă? Are grijă? Mi-a spus că are grijă. Are un gest așa tandru? Cum este el acasă, Gigi? Da, îți spun eu, ea are foarte multă grijă de mine. Aia e, deci tot invers e treaba. Ziceți! No, Gigi, să știți, Gigi este, nici așa când îl vezi, poate nu te aștepți, dar Gigi este foarte romantic, foarte respectos. Noi râdem împreună, glumim, vorbim, adică, nu știu, ne înțelegem foarte bine și el este așa, tandru, este foarte romantic, să știți, este. Nu știu dacă comit acum un lucru, adică dacă sar calul, dar aș dori, dacă tot ați făcut v-ați făcut aceste confesiuni, Gigi, te rog frumos să-i spui acum, dacă vrei, Gabrielei, cât de mult o iubești și cu siguranță că ea îți va răspunde pe potriva. Vorbește cu ea, nu cu mine, că cu mine ai vorbit destul de 30 de ani. De fapt ai spus tu cât de mult o iubesc. Deja ai spus. Păi zi tu cu gura ta. Bine, acum îi spun și eu. Te rog. Da, viața mea, te iubesc. Ești omul perfect pentru mine, mă înțelegi. Toată viața am fost norocos, iar acum, iarăși, am călcat numai în noroc. Foarte frumos, mulțumesc frumos. Să știți că i s-au umezit ochii. Și asta e o treabă. Adică Gigi a fost chiar emoționat acum. Da. Îl iubiți tare. Așa e tot timpul, să știți. Adică este un om foarte bun. Este un bărbat ideal. Doamne, Gigi, tu erai bărbatul ideal. Așa ceva. Este, să știți. Poate fericirea și înțelegerea și respectul în casă face tot, să știți. Da, facem așa. Dragii mei, acum că v-am văzut împreună, sper că atunci când sunteți la New York, poate mai facem așa, în preajma sărbătorilor, o intervenție împreună. Am spart gheața acum. Îi mulțumesc, doamnei Gabriela, soția lui Gigi Gheorghiu, că și-a făcut loc în program. E foarte încărcat pentru noi. Gigi, bravo, tată! Bravo! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim frumos! Vă pupăm și
La mulți ani, să sărbătoriți frumos și, cum spunea celebrul poet, iubiți-vă mult! Așa, așa. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, o poveste minunată, un an de căsnicie, Gabriela Gigi Gheorghiu, minunat. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi la final, pentru că e post, avem aici o vărzică, tot aman bună, vă rog să o votați pe Ruxandra. Da, da. Votați-o pe Ruxandra, uite și mămăliguța, am avut și mărarul. Mamă, miroase ca la mama acasă. Foarte, foarte bine. Nu așa? Și acum presărăm un pic de mărar aici. Așa. Foarte, foarte puțin. Așa, 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 așa. Pentru cui îi place, conține foarte multă vitamina C. Doamnelor și domnilor, în 10 secunde se termină emisiunea și putem și noi să mâncăm liniștiți. Am reușit! Bravo, Ruxandra, ne vedem mâine cu alte surprize.